domnilor și domnilor! Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea Patra este prim-ministrul Sării, domnul Valeriu Stareț. Domnule premier, bună seara și vă mulțumim frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mersi pentru invitație. Ați avut o seară, din punct de vedere mediatic, cam complicată și o aveți în continuare. Nu complicată, dar plină. Plină, da. Plină. Cum a fost la jurnal, plină. Apropo? Eu cred că a fost o emisiune bună. V-a plăcut? Și sunt sigur că scorul meu a fost unul mai mare. A, cifrele acolo arătau ceva altceva. Da. Domn prim-ministru, se mai ajustează. Eu de cât știu, din câte cunosc eu, oamenii de genul dumneavoastră, în sens că funcții care o aveți, sau de exemplu președintele țării sau șeful parlamentului, se întâmplă foarte des din cauza programului extraordinar de plin să vadă discursurile pe care le-au de rostit în fața mulțimii la un eveniment sau altul, cam în ultimul moment. Eu tocmai de asta vreau să vă întreb, apelul pe care dumneavoastră, domnul Timofte și domnul Candu, l-ați semnat azi și l-ați făcut public, dumneavoastră l-ați știut, domnule premier, pentru că dați-mi voi, dacă nu vă supărați, să vă citez o frază de acolo, da? Sună așa, pentru a demonstra voință și deschidere în vederea soluționării problemelor constatate, acționând în spiritul responsabilității pentru soarta țării și a cetățenilor săi, noi, ca reprezentanții celor mai importante instituții, vom semna pe platforma de dialog creată un pact social intitulat Pentru Moldova. Dumneavoastră credeți că cu astfel de versuri, domnule prim-ministru, în contextul în care se află țara, în contextul în care lumea este și are dreptul și are de ce să fie nemulțumită, veți calma spiritele din scumpa noastră țărișoară? Aveți alte soluții? Vă întreb eu. Noi, eu personal, am considerat că această soluție este o soluție aplicabilă. Eu am optat pentru această soluție mai înainte. Acum am ajuns la un consens cu colegii de la guvern și președinție, adică președintele Parlamentului și președintele țării, și consider că chiar și dacă am întârziat cu anunțarea publică acestui mod de soluționare a problemelor, noi oricum nu mai avem timp de pierdut. Și firește că nu doar că am citit, eu am și redactat cu mare atenție fiecare rând și cred că, într-adevăr, acționând în spiritul responsabilității și îngrijorării față de prezentul și viitorul țării, considerăm că acum ca niciodată avem nevoie de o consolidare a societății și de o conciliere socială și de a semna un pact în care să stabilim angajamentele guvernării, ale noastre, ale guvernului meu, care am 2 luni și 8 zile de la momentul când am fost investit în funcție și care n-am pierdut în zadar acest timp. Și care, pentru mine, prioritare astăzi sunt soluționarea problemelor oamenilor. Cât n-ar părea de straniu, fiindcă dacă noi vorbim de demisii, demisia 1, 2, 3, demisia 10, fără a avea în vedere o abordare complexă a acestor subiecte, fără a admite vidul de putere, vidul de administrare, cert, sunt absolut convins că asta nu va duce la creșterea veniturilor oamenilor nici acum, nici măcar într-o perspectivă medie sau lungă. Dar pe lângă dumneavoastră, domnul președinte al țării, da, și domnul președinte al Parlamentului, cine a mai semnat până la ora asta acest pact? Nu, hai sau să fim înțeleși corect. La modul practic, asta ce este un apel. Să se întâmple? Asta este un apel ca să ne întrunim și întrunirea va fi marți la ora 15. Vor fi lansate invitații, fiindcă sigur că nu putem chema toată Republica Moldova, dar vor fi lansate invitații celor mai relevanți actori sociali, actori publici, lideri de opinie, ex-președinți, sectorul partenerilor sociali, cum ar fi sindicatele, patronatele, partidele politice, platformele civice, gen Dreptate, Adevăr, așa că va fi un cerc destul de reprezentativ de discuții, în cadrul căreia va fi elaborat, scris acest pact social. Noi nu venim cu un text pregătit, că uite, asta este voința noastră. De fapt, un pact social va fi mai mult un soi de angajament sau memorandum de înțelegere, dacă să-l numim așa, prin care vor fi stabilite angajamentele ferme ale guvernării. Guvernarea asta o privim ca un tot întreg. Guvern, parlament, președinție, sau președinție, parlament, guvern, priviți-l din care unghi doriți.
care sunt prioritizarea și etapele reformelor care trebuie să le facem, pașii care trebuie să, începând, firește, cel mai mediatizat subiect astăzi este Banca Națională, când reușim să asigurăm o nouă conducere a băncii, să adoptăm niște legi care să consolideze independența și randamentul și eficiența băncii naționale, continuând eventual cu resetare. Eu cred că toate acțiunile sunt prioritare. Domnul Năstase, în afara camerei, da. Azi ce v-a spus? El va participa? Platforma Civică Demnitate și Adevăr va participa marți la această întrevedere a dumneavoastră? Eu sper foarte mult să participe. Dânșii insistă ca un grup cât se poate de reprezentativ de cetățeni de la Platforma Civică. Eu cred că și alți cetățeni au dreptul să ceară să vină la o ședință a Parlamentului unde să fie Parlamentul, Guvernul, Președinția. Domnul Cadu a zis că asta nu e posibil. Eu cred și eu că e o problemă, poate fi chiar o problemă de logistică, o problemă tehnică. Domnule prim-ministru, iată, liderii partidelor care conduc țara noastră din anul 2009 încoace, ei sunt invitați marți, 13 octombrie, la ora 15, la această întrevedere? Da. Cred că da, fiindcă noi vorbim de partidele parlamentare și nu cred că da, dar în primul rând, fiindcă sunt cei care au responsabilitatea pentru situația curentă și responsabilitatea pentru pașii care urmează să întreprindem împreună. Acești lideri ale partidelor parlamentare conduc fracțiuni parlamentare care urmează să voteze în Parlament pentru promovarea acestor reforme. Noi vorbim despre toate partidele parlamentare sau despre partidele care conduc țara? Noi vorbim despre toate partidele parlamentare. Mai mult ca atât, eu cred că cercul invitațiilor va include și o parte importantă a partidelor extraparlamentare cu condiția unui rezultat electoral cât de cât relevant. Spre exemplu, cei care au o medie a rezultatului electoral politic la locale și la parlamentare de 3% ar putea fi invitați din cauza că reprezintă un sector al societății. Iată, partidul lui Renato Osată va fi invitat, de exemplu? Pentru că dumneavoastră ați vorbit despre platformă. Eu cred că există tot fiindcă acest partid a obținut un rezultat vizibil la alegerile locale. Bine, nu e printre primele trei rezultate pe țară, dar e un rezultat care trebuie luat în calcul. Sigur, reprezintă un segment important al societății. Pentru că ați vorbit despre Platforma Civică de Demnitate și Adevăr, de asta precizez, că n-am înțeles, protestatarea din Piața Mare, din fața Parlamentului, ei vor fi? Eu cred că noi, lista acestor invitații este încă în definitivare. Invitațiile vor fi lansate pe parcursul zilei de mâine. Hai să auzim și opiniile celorlalte părți implicate, fiindcă trebuie și această listă să fie un compromis, la fel cum a fost compromis, un compromis sau s-a aprobat într-un spirit de compromis textul acestui apel. El e produsul unei munci comune, la fel și lista invitațiilor și o să decidem. Eu aș opta, spre exemplu, pentru un dialog cu reprezentanții cetățenilor care au ieșit în piață, care au fost aprobați sau împuterniciți de către cetățeni, formula, bine, nu Platforma Demnitate și Adevăr, dar formula Consiliul Marii Adunări Naționale, așa cum a fost aprobată, dar firește că noi nu putem aplica o invitare in corpore. Va fi o invitare reprezentativă a tuturor entităților. Și sperăm ca aceste invitații să fie acceptate. Dumneavoastră știți că partidul Renato Osată și partidul domnului Igor Dodon au un fel de altfel de proteste. Ele sunt ceva mai gălăgioase, ca să spunem. Mă rog, avem suficientă gălăgie și pe partea asta. Credeți că dialogul va fi totuși civilizat? Noi vom tinde ca acest dialog să fie civilizat din cauza că vom avea în această sală și persoane cu o bogată experiență de viață, ex-președinția Republicii Moldova, vom invita și partenerii de dezvoltare, delegația Uniunii Europene, reprezentanții Consiliului Europei, OSCE. Eu sper că acest format va conferi o atmosferă de seriozitate, o atmosferă nu de circ sau de piață unde fiecare să încerce să-și strige cât mai tare propria lozincă sau propriul slogan și în rezultat să putem repede avansa pe lista unor angajamente. Angajamentele guvernării versus angajamentele societății civile sau a protestatarilor. Eu am mai spus-o că personal mi-aș dori ca prim-ministru
să activeze într-o atmosferă de stabilitate politică. Din motive că Fondul Monetar Internațional, cu care noi am fost gata să negociem și aveam întrunite toate condițiile, acum, când și-a încheiat misiunea de evaluare, a stabilit 4 condiții. Prealabile. Acum și discutăm. Pentru, da. Adică eu mi-aș dori stabilitate politică. De ce? Dacă noi ne vom angaja, asuma niște angajamente, atunci și protestatarii la fel ar trebui să-și asume cel puțin angajamentul ca până la prima deviere de la, de la planul de acțiuni să fie liniște în țară. Să nu avem piața plină de corturi și să nu speriem prin asta orice investitori sau posibil parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. Dacă vă amintiți recent și partidul, de fapt, președintele liberal-democraților domnul Filat, președintele PD-ului domnul Lupuș, președintele PL-ului domnul Ghimp au semnat la fel ceva de genul ăsta, o declarație comună în care au chemat oamenii la calm, au spus ce intenționează. Efectul a fost zero, dacă vă amintiți. Bine, dar n-a rămâneau anumite semne efect de suspiciune. Adică este sau nu este suport politic pentru guvern? Urmează sau nu urmează să se mențină alianța de guvernare? Se făceau diferite speculații, că uite, nu azi mâine, guvernul își va pierde sprijinul politic în Parlament, ar putea fi demis sau mai știu eu. Deci rolul acestei declarații comune a fost, pe de o parte, să confirme că guvernul are susținere politică, că Parlamentul este funcțional și majoritatea politică care a investit guvernul se menține și că nu se acceptă ideile unor autodizolvări sau demisii în corpore. Asta vine să calmeze spiritele cel puțin în sectoarele reale ale economiei, fiindcă acești actori se uită cu atenție la toate procesele politice. Și eu cred că și-a avut efectul său această declarație pentru oamenii care au dorit să înțeleagă esența ei. Dar dumneavoastră ați remarcat că în Piața Mare a Adunării Naționale și în fața Parlamentului protestatarii cer în primul rând capul celor trei lideri ai Alianței de Guvernare. Domnului Filat, domnul Lupu sau domnul Plahotniuc și domnul Ghimp. Cum credeți se cere în primul rând să așezați la masă pe cei trei pe deoparte? Se cere demisia în corpore. Hai să fim serioși. Adică atmosfera de discuții în afara camerelor de luat vederi sau în afara scenei din Piața Marea Adunării Naționale sau tonul cu care discută domnul Dodon și alții este unul foarte diferit. Vă spun din propria experiență, atunci când se întâlnesc pe coridoarele Parlamentului sau în sediul Parlamentului, în sala de ședință, e un alt ton. Nu cred eu că asta ar fi un motiv ca să nu poată fi inițiat un dialog. Alt motiv este obiectivul real al acestor două partide, care sunt absolut siguri, probabil, că a venit momentul de glorie al lor. Că pot valorifica această stare de instabilitate și pot exploata problemele oamenilor. Asta își doresc ei acum. Și că mai știi, printr-un hazard, cu un pic de noroc, poate se reușește să zdruncine actuala guvernare ca să o determine să se autodizolve, să provoace niște alegeri anticipate și să-și ia revanșa pentru anumite competiții electorale pierdute. Și o să reușească? Eu cred că nu o să reușească. Iată, în spatele partidului nostru și Partidului Socialiștilor se zice că ar sta Moscova, dar în spatele Platformei Civice de Demnitate și Adevăr se spune că ar sta Partidul Liberal Democrat din care dumneavoastră faceți parte. Eu îmi dau seama că dumneavoastră spuneți că nu e adevărat, dar întrebarea mea e alta. De unde și de ce apar aceste... În societatea noastră, eu aș zice, societatea se zice. Adică atâtea zvonuri, bârfe, acuzații gratuite, neprobate, un soi de ezitare din partea celor vizați de a acționa în forță în instanță și o totală libertate din partea celor care lansează aceste acuzații și zvonuri de a le promova în continuare. De aceea nu o să le comentez din motive că a doua afirmație este cea legată de Partidul Liberal Democrat din care fac eu parte este falsă. Prima s-ar putea să aibă o doză de adevăr având în vedere frecvența cu care zboară la Moscova și domnul Dodon și domnul Usatăi.
din câte înțeleg, chiar recent s-au întors dintr-un nou voiaj, probabil pentru noi instrucțiuni. O sată a fost în Sankt Petersburg. Nu știu unde a fost. Da. Poate, mă rog, au diferite centre de despre platforme. Construire. Dumneavoastră, cum credeți, domnii Victor și Virel Țup au fost condamnați pe nedrept în Republica Moldova de justiția noastră? Nu o să, să mă dau cu părerea, n-am habar. Nici nu am dreptul, nici intenția de revizui cumva hotărârile definitive ale instanțelor de judecată de la noi. Eu mi-aș dori ca justiția moldovenească să-și facă meseria și să nu acționeze în regim de telecomandă. Am avut suficiente cazuri când am examinat plângeri în adresa justiției moldovenești fiind deputat în Parlament în încercarea de a stabili un adevăr ca să mă ciocnesc de un zid. Este o castă închisă care, conform Constituției, este o putere separată, care își are propriile reguli de activitate și care, din câte înțeleg, se protejează și se autogenerează reciproc. Dar cu excepția cazului când se fură oaie sau vacă, hoțul este condamnat la vreo 3-4 ani de pușcărie în Moldova pentru cazurile serioase, se face dreptate în justiție? Eu am temeri că justiția noastră este foarte bolnavă. Nu am doar temeri, am și suficiente probe, o neîncredere totală a cetățenilor în actul justiției și în lege. În general, o apreciere din partea investitorilor care vin la noi, calificând sistemul de drept din Moldova, nu ca o oportunitate sau ca un sprijin care vine să le protejeze afacerea, ci ca o cheltuială suplimentară, ca un cost suplimentar. În asemenea condiții, firește că, indiferent de faptul ce ar spune cei vizați, care zic că ok, toată lumea strigă că noi suntem corupți. De fapt, noi nu suntem corupți. Toată lumea strigă că, mă rog, alte, indiferent de faptul ce ar spune, evident că sistemul trebuie să fie însănătoșit. Dar dumneavoastră crezi că justiția în Republica Moldova este atât de puternică, sau această castă este atât de puternică, cât nu dă doi bani pe putere? Nu ascultă și... Ce vreți de la mine? Să vă spun că justiția este putredă? Da. Că este coruptă? Da, așa este. E putredă și este coruptă. În Moldova, din păcate, nu guvernează legea. În Moldova, din păcate, guvernează interesele. Guvernează și nu doar din partea politicului. Acest sistem se autosusține, probabil. Am suficiente exemple când, dacă le convine magistraților să zică, nu pot, m-au sunat de sus, cazul ăsta trebuie să-l rezolv anume așa. Cu toate că n-au primit niciun gram de telefoane sau mai știu eu, sau niciun indiciu. Atunci o fac. Dacă nu le convine, atunci spun că nu, noi acționăm strict conform legii, indiferent de faptul ce indicații. E un sistem, după mine, putred, care trebuie să fie resetat fundamental. Statisticile arată că în ultimii 3 ani, o treime din sistemul judecătoresc a fost înnoit. Au venit noi judecători, au tineri, profesioniști, onești. Din păcate, acest proces nu se reflectă în calitatea actului justiției. Dar poate se reflectă, fiindcă am văzut că domnul Polelungi demonstrează niște date, precum că în ultimii ani a scăzut numărul cauzelor, dar chiar și adresărilor la CEDO, pe deciziile luate de justiția moldovenească. Și a scăzut și numărul cauzelor examinate și pierdute de către Republica Moldova. Și ceea ce mai avem noi acum în examinare la CEDO se trage din anii precedenți. Hai să facem o analiză, un screening. Iată, spre exemplu, la moment există un pachet de legi care vizează sistemul judecătoresc. Care, mă rog, eu sper să fie eficient. Se referă la durata examinării dosarelor, spre exemplu, nu mai mult de 12 luni în toate instanțele, dar nu ani de zile. În 12 luni. Sunt proiecte, pachete de legi. Proiecte de creare a instanțelor judecătorești specializate pe cauze de corupție, de corupție mare. Adică toate se examineze la o curte, unde să fie selectați cei mai onești, cei mai profesioniști, asupra cărora nu planează niciun fel de suspiciuni.
proiecte care vizează o reorganizare internă a acestor instituții. Eu cred că împreună, în cooperare cu societatea și partenerii sociali pe care noi ne dorim să-i avem la masa de discuții, am putea elabora un plan de acțiuni care să vizeze ce facem și în domeniul justiției. Ce proiecte atunci, să facem? Dar până atunci, dumneavoastră, credeți în ideea inoculată deja sau în societate că justiția în Republica Moldova este controlată de un singur om și ăla e domnul Vladimir Plahotniuc? Ați auzit, cred că, de multe ori și nu puteți nega. Dumneavoastră, credeți? A, dar pe nimeni nu interesează părerea mea. Dar pe mine mă interesează. Am să vă spun la publicitate. Spuneți acum. Am să vă spun la publicitate. Hai, spuneți. Și o să vă răspund și eu. Sunteți o persoană publică, destul de inițiată în mai multe detalii? Eu consider că justiția în Republica Moldova este controlată. Politic. Politic. Și eu consider că justiția în Republica Moldova are un înalt grad de dependență politică. Cine sunt actorii care dirijează sau trag sforile? Lucrurile astea trebuie să fie probat. De ce Platforma Civică de Unitate și Adevăr, apropo de domnul Plahotniuc, protestează în fața sediilor domnului Plahotniuc, în fața oficiilor? Domnul nici măcar deputat nu e. Din motive că probabil au probe. Cel mai probabil sau dețin niște reale documente, precum că se comit anumite fraude de către companiile care sunt controlate de către domnul Plahotniuc. Noi trebuie să bagăm acum publicitate, după asta vă întreb și despre alte sedii. Publicitate, domnule. Vă rog. Vă întrebam de sedii, înainte de publicitate. Iată, se protestează la sediul domnului Plahotniuc. Și deodată multă lume a început să întrebe, de ce nu protestează lumea la IPTEH, controlată sau aparține domnului Filat, probabil? Pentru că iar apare ideea că, că PLD-MEU în frunte cu domnul Filat și dumneavoastră, deci stați în spatele acestei platforme. Pentru noi asta contează neapărat intrigile din spatele platformei sau unde protestează platforma? Eu vreau să fie foarte clar. Pentru mine, spre exemplu, contează... Lumea pune întrebări. Lasă pună lumea întrebări. Eu m-am deprins cu aceste întrebări. Trebuie să dați răspunsuri oamenilor. 6 ani de zile. Oamenii, de fapt, nu pun aceste întrebări. Oamenii pun întrebări, în primul rând, ce o să mănânci mâine. Cât o scoste pâine mâine. Cât o scoste energie electrică mâine. Și nu aceste mici scandaluri sau intrigi pe care încercați voi să le ațățați permanent. Eu am tot respectul față de presă. Dar cu siguranță, cândva va trebui făcut un studiu în care să arăte și rolul presiei în degradarea unor procese, în acutizarea unor contradicții între partidele din cadrul alianțelor care s-au precedat, ruinarea acestor alianțe, nivelul de subordonare a presiei și așa mai departe. Deci, hai să nu ațățăm spiritele în continuare. Eu aș prefera ca în ajunul acestui eveniment, eu îl consider un mare eveniment pentru Republica Moldova, după lansarea acestui apel, în ajunul convocării acestui forum de discuții, care să elaboreze un pact social, să ne axăm pe priorități, să lăsăm la o parte aceste regretabile evenimente care au avut loc și în vară, și la 6 septembrie, și la 13 septembrie, și la 4 octombrie. Eu regret foarte mult că oamenii au fost nevoiți să protesteze. Și am optat pentru o abordare mai promptă, mai rapidă a problemelor ca să găsim mai repede soluții. Acum avem compromisul necesar de căuta aceste soluții. Să ne axăm pe ideile care vrem să le promovăm. Fiindcă de fiecare dată când încearcă să se răscolească cine stă în spate, cine ce face, cine ce sfor trage și așa mai departe, mie mi se face scârbă. Sincer vorbind. Ca să încheiem subiectul ăsta și referitor la presă, eu știu așa o expresie. Despre presă și despre morți sau de bine sau deloc. Eu m-am deprins, eu sunt dușmanul presei, adică pe mine m-au catalogat deja, m-au afișat cu toate că și n-am înțeles de ce. Din cauza asta, cu o vorbă în plus, cu una în minus, presa la noi trebuie să fie nu doar liberă, dar și responsabilă. La modul practic. Să nu ațâțe spiritele atunci când nu e cazul să le ațâțe. La modul practic. Cum se vor încheia aceste proteste masă care au loc în țară? Mai ales eu am în vedere partidul nostru și partidul socialiștilor. Tare și mică de lume este partidul nostru. Eu, spuneți partidul lor, dacă nu e a vostru. Că nu e nicio problemă.
Eu îmi doresc ca protestatarii pro-europeni, cei care sunt dezamăgiți de guvernarea pro-europeană actuală și care au fost nevoiți să iasă în piață, să înțeleagă că guvernul pe care îl conduc eu are un program de activitate care coincide cu aspirațiile și cu cerințele care le înaintează ei. Și anume, depolitizarea organelor care au funcție de control și reglementare, asigurarea eficienței și profesionalismului acestor organe, independenței lor, faptul că noi ne dorim examinarea fraudelor din sectorul bancar, investigarea acestor fraude, pedepsirea vinoveților, returnarea și readucerea înapoi a resurselor care au fost furate din sectorul bancar, coincide perfect și e scris în programul nostru de guvernare. Faptul că noi am scris în programul de guvernare că să clarificăm situația cu aeroportul. Au fost sau nu au fost temei pentru concesionarea acestui, sau cum a fost concesionat și dacă există acum temei pentru a rezilia acest acord. Toate astea vreți să le spuneți domnului Dodon și domnului Iusat? Vreau să le spun, am vorbit de protestatarii pro-europeni, fiindcă, într-adevăr, există o diferență dintre ei. Oamenii care au ieșit în stradă, în Piața Marii Adunării Naționale, au ieșit din cauză că au o durere reală, calitatea vieții, neîncredere în stat, neîncredere în justiție, indignarea de ce a fost posibil acest jaf din sectorul bancar, indignarea de ce sunt înalte tarifele la energie electrică și gaze și multe alte probleme curente. Cei care protestează în fața Parlamentului și Ministerului Agriculturii, aceste două partide, au mai mult un calcul politic ca prin exploatarea problemelor oamenilor, cumva, într-o conjunctură favorabilă de circumstanțe, să preia ei puterea. Ca să spună că nu, pe dânșii nu-i deranjează faptul că în această perioadă de vid sau de răsturnări de situații sau de destabilizări politice, lucrurile pot degrada și mai tare. Pot apărea probleme care, în comparație cu care situația de astăzi, să ne pară bună situația de astăzi. Dacă s-ar întâmpla anumite răsturnări de situații sau încercări de a răsturna prin forță puterea de stat. Însă, pe aceste partide, care își doresc accederea la putere cu orice preț, își doresc să-și ia revanșa pentru anumite competiții electorale pierdute, pe ei nu interesează problemele actuale. Pe ei interesează să spună, eventual, după ce vor veni pe valul unui populism ieftin și irresponsabil, uitați-vă, da, e foarte greu, da, e greu, e dificil, însă noi nu suntem vinoveți. Au fost vinoveți precedenții. Au oamenii de câștigat de la asta? Au oamenii probleme rezolvate mai rapid, mai repejor? Nu cred. Nu cred. De ce eu optez astăzi, că ați întrebat ce așteptăm de la protestatari? Așteptăm ca pe cei care au viziuni sincere, pro-europene, care doresc să-și aibă rezolvate problemele, așteptăm să-i transformăm în aliați, să fie suporteri ai guvernului, să înțeleagă că guvernul merge în același pas cu dorințele lor. Și o să demonstrăm prin fapte. Una din revendicările de bază ale ambelor tabere de protestatari este desfășurarea anticipatelor. Singura modalitate este ca să fie imposibil alegerea șefului statului acum în primăvară vară. Așa este. O înțeleg și unii și alții și toți înțeleg că anticipatele vor fi posibile la primăvară dacă vor fi necesare, dacă nu va fi ales președintele. Alianța s-a răzgândit în privința faptului ca să organizeze acel referendum constituțional privind modificarea Constituției astfel încât șeful statului să fie ales mai ușor tot de către deputații cu 51 de voturi? La moment există avizul Curții Constituționale pe acest proiect de inițiativă. Încă urmează să evaluăm. Eu cred că toate procesele înainte de a fi lansate și înainte de a cheltui banii publici trebuie să fie foarte, foarte atent măsurate. Să vedem care vor fi posibilele efecte. Înțelegem că majoritatea opiniei publice astăzi este fermă în favoarea alegerii șefului statului prin vot național, prin vot direct, prin scrutin național direct. În asemenea condiții să inițieze un referendum care a priori poate fi sortit unui eșec, nu știu dacă este cea mai înțeleaptă decizie. Dar vom decide împreună, ne vom consulta, deoarece din punct de vedere procedural,
totul e pregătit. Inițiativa a fost trimisă la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională a dat avizul și, dacă nu mă înșel, pe la sfârșit de ianuarie, început de februarie, am putea purcede la examinarea acestei inițiative. Nu neapărat prin referendum. Dacă se creează circumstanțe favorabile și în Parlament, poate fi dezbătută această inițiativă și în Parlament și votată cu 67 de voturi. Avizul ăsta e valabil al Curții Constituționale doar în cazul alegerii șefului statului de către deputați. Așa conține, așa este. Adică dacă se vrea această trebuie modificare trebuie un nou vizează solicitat, scăderea graduală a numărului de voturi necesare pentru alegerea șefului statului din 3 tururi. În primul tur 61, așa cum este, în al doilea tur 57, dacă nu mă înșel, și turul 3 cu majoritatea deputaților aleși. Care este termenul limit al alianței ca să decidă ce face? În privința, face referendum sau nu mai organizează? Eu cred că ianuarie încă nu este târziu de a lua o decizie. Pentru a ști dacă facem prin referendum sau examinăm această decizie sau acest proiect în Parlament sau nu examinăm deloc. Și cum rămâne cu promisiunea PRDM-ului din 2007 încoace că șeful statului trebuie ales de către popor, așa cum a fost până în 2001? Personal și acum optez pentru această formulă, ca șeful statului să fie ales prin vot direct, însă ținem cont de faptul că suntem într-o alianță. Și într-o alianță care a fost cu greu construită, fiindcă eu nu vreau să amintesc efectele instabilității politice din cauza lipsei majorității din prima jumătate a anului curent. Dar chiar și din sfârșitul anului precedent, atunci când formal exista o alianță, însă liberalii reformatorii de mult nu mai erau în alianță. Și atunci oamenii își doreau cu orice preț o majoritate creată. Noi am creat această majoritate și această majoritate a cerut și niște compromisuri, inclusiv și la capitolul alegerea președintelui, modalitatea de alegere a președintelui. Respectiv, s-a decis că aceasta este o soluție mai bună și dacă au optat ceilalți colegi pentru această soluție, m-am aliniat și eu aceste opinii. După 3 ani jumate, ce concluzie v-ați făcut dumneavoastră? Domnul Timofte, a trebuit să mai candideze pentru al doilea mandat? Eu m-am expus și anterior. În condițiile de turbulențe politice prin care a trecut țara noastră în ultimii 4 ani, n-am avut noroc de un președinte jurist, un președinte înțelept, un președinte care a tratat cu calm și atenție mai multe subiecte sensibile. Am avut un noroc, vă spun, că dacă la președinție ar fi fost un președinte cu mari ambiții politice, care se dorea jucător activ, nu doar din punct de vedere constituțional, dar din punct de vedere a perspectivei politice, eu cred că situația era mult mai complicată astăzi. Și pentru că nici în viitorul apropiat sau mediu nu se observă că... Dar va rămâne la discreția domnului Timofte, dacă dorești sau nu dorești să candideze. Și să nu uităm că procedura de înaintare pentru funcția de candidat pentru președinte necesită cel puțin 15 deputați care să înainteze această candidatură. Dar a fost așa discuție apropo în alianță vreodată? Referitor la un nou mandat al domnului președinte Timofte? Pare să că da. Adică în anumite circunstanțe se evalua și această perspectivă. Pare să că da. Dar hai să ajungem la acest moment. Să vedem. Domn premier, ați menționat și dumneavoastră. Oamenii cer demisie în masă. Demisia tuturor cu e posibil și cu care nu e posibil. Singurul care a plecat a fost guvernator. Încă și nu el a plecat. A depus cerere, dar trebuie să-și exercite cu responsabilitate toate atribuțiile până la momentul când Parlamentul nu examinează cererea lui. Dar iar Parlamentul are 3 luni. Dumneavoastră recunoașteți că am exagerat nițel la adresa domnului Drăguțanu? Nu recunosc în niciun mod. Domnul Drăguțanu a fost criticat mult mai dur până la venirea guvernului pe care îl conduc eu. Domnul Drăguțanu s-a cerut în mod direct demisia de către prim-ministru precedent. Dacă dânsul a rezistat în acele condiții și i-au rezistat nervii atunci, putea să reziste și acum, cu o zi înainte de venirea Fondului Monetar Internațional. În plus, sunt exagerate declarațiile dumisale atunci când aruncă învinuiri în adresa mea, precum că i-aș fi dat indicații sau că m-aș fi pronunțat asupra faptului că Banca Națională trebuie să țină cursul. Eu am spus că Banca Națională are suficiente pârghii pentru a influența asupra cursului și lucrul ăsta l-a demonstrat nu odată. Prin intervenții valutare pe piață, prin anumite instrumente de reglementare monetară, o știe fiecare banchier în condițiile astea. De ce în niciun mod nu accept și nu admit aceste aluzii sau chiar acuzații directe, precum că eu l-aș fi determinat să-și dea demisia. Mi-aș fi dorit eu
ca să am o asemenea influență. Fiindcă orice n-aș fi spus eu sau oricare alt politician, un guvernator serios, făcând uz de statutul său, de inamovibilitate, independență de plină, care poate fi demis doar cu două treimi din voturile Parlamentului, ar fi spus că mie nu-mi prea pasă ce spune un prim-ministru sau un ministru al finanțelor sau oricare alt actor. Eu îmi fac datorie în continuare și politicile băncii naționale vor fi așa, așa și așa. Asta ar fi o conduită a unui guvernator ferm. Unii oameni mari din țara asta, din țara noastră, da, spun că dacă dumneavoastră n-ați fi... Domnul Candu așa spune că dacă dumneavoastră n-ați fi insistat, am fi avut deja acord cu femeiul. Sincer vorbind, regret aceste declarații a domnului Candu, fiindcă, mă rog, suntem într-o alianță de guvernare, eu nu mi-am permis asemenea atacuri. Aș vrea să sugerez că, de fapt, dacă citește cu atenție și acordul de constituire alianței, va găsi niște articole care taxează sau nu admit anumite atacuri sau acuzații reciproce în sânul alianței, indiferent de motive. Ele se discută în prealabil. De ce ea admit aceste declarații ale domnului Candu doar dintr-un soi de, mă rog, supărare pentru faptul că fostul dumneavoastră coleg, că au lucrat împreună, înțeleg, mai mulți ani, a devenit ținta unor critici și poate nu și-ar fi dorit ca aceste critici să răsune, cu toate că, repet încă o dată, eu nu am depășit limitele admisibile. Eu mi-am exprimat anumite îngrijorări legate de situația din sectorul bancar, cursul monedei naționale, deoarece e firesc ca guvernul să fie interesat de aceste procese. Dar, mă rog, eu sper că deja această etapă de avocat al domnului Drăguțan e deja în trecut. Cetățenii, care și-a asumat-o domnul Candu. Cetățenii țării pe cine trebuie să creadă? Fondul Monetar Internațional va veni cu un acord pentru semnare și ceea ce înseamnă bani pentru noi anul ăsta sau anul viitor, cum zicea Candu? Sau anul ăsta, cum spuneați dumneavoastră? Eu n-aș vrea să ne contrapunem. Vă rog, iarăși mergeți pe filiera care vă place vouă. Să ne puneți cap în cap. Să încercați numai decât să ațățați un scandal. Și atunci presa devine interesantă. Domnul Candu a făcut declarația... Hai așa, eu știu ce a spus domnul Candu, știu ce am spus eu. Fără să fie ațățat. Ca guvern, eu îmi doresc, în calitate de prim-ministru, ca să avem un acord cu femeiul cât mai repede. Fiindcă cu cât mai repede vom avea acest acord semnat, fie și încă neaprobat de către bordul director al fondului, cu atât mai repede vom lansa un semnal pentru alți parteneri de dezvoltare că suntem pe calea bună și putem lucra împreună. Și eu consider că avem temei și șanse reale să reușim până la sfârșit de toamnă, până la sfârșit de noiembrie, să avem semnat acest acord. Astea sunt estimările mele. Fiindcă pasul 1 legat de lichidarea controlată a celor trei bănci merge exact conform planului. Pe 16 octombrie așa am obținut asigurări din partea băncii naționale la o ședință de alaltă ieri dimineață a Comitetului pentru Stabilitate Financiară. Pe 16 octombrie licențele acestor trei bănci vor fi retrase. Următoarea pasul 2 vizează întreg sistemul bancar pe ansamblu. Că să nu existe riscuri la alte bănci din sector, care au trecut prin procedură de audit, care încă mai trec aceste proceduri de audit. Unele din ele au fost și pare să, au fost sub supraveghere specială, nu sub administrare, dar sub supraveghere specială. Eu cred că această temere la moment nu este reală, adică situația din restul sectorului bancar este suficient de stabilă. Pasul 3 vizează tarifele la energie electrică și gaze, adică neingerența politicului în activitatea regulatorului. Regulatorul trebuie să aștepte rezultatele auditului și să ia o decizie independentă referitor la tarife. Și în paralel, guvernul să fie pregătit că, în cazul în care tarifele vor fi mai mari de o anumită limită, să ofere compensații a diferențelor de tarif anumitor categorii de cetățeni. Și pasul 4 vizează Banca Națională, conducerea băncii naționale, care comisia a început să activeze. Eu îmi doresc foarte mult să avem cât mai mulți candidați
pentru funcția de guvernator, deoarece am văzut că avem foarte, mult, foarte mulți experți care știu exact ce trebuie să se facă la Banca Națională atunci când nu sunt în funcție. Iată acum aș vrea să-i văd în rând pentru a candida pentru aceste funcții, că sunt 3 funcții vacante la Banca Națională acum, plus 4 funcții vacante în Consiliul de Supraveghere, care urmează a fi constituit. Respectiv, alegerea organelor de conducere a Băncii Naționale, asta este, vizează doar guvernator. Adică guvernatorul prin viceguvernatorul și un viceguvernator plus Consiliul de Supraveghere. Ăsta e pasul 4. Eu consider că toți acești pași pot fi făcuți într-un termen care n-ar trebui să depășească mijlocul lunii noiembrie. Și în momentul când încheiem această procedură, noi am primit asigurări că imediat ne puteți trimite scrisoarea de invitație și noi venim repede. De aceea am avea șansa ca până la finele lunii noiembrie să semnăm acest acord cu Fondul Monetar Internațional. Înțelegând că noi nu putem conta că vor fi disbursate careva tranșe din drepturile speciale de tragere ale Republicii Moldova de la FMI în anul 2015. Noi modelăm ajustarea bugetului, rectificarea bugetului pe anul curent, reieșind din alte surse de venituri pentru acoperirea deficitului. Oricum va trebui să tăiem câte ceva într-o formulă care, mă rog, nu vom putea realiza de plin anumite investiții capitale în infrastructură, anumite proiecte care erau preconizate, dar care ne permite să menținem sub control plățile sociale curente, salariile, pensiile, tot ceea ce înseamnă viața cotidiană. Așa că bugetul în anul curent va fi unul echilibrat, fie și diminuat la capitolul venituri și la capitolul cheltuieri, comparativ cu modelul său inițial, dar nu din contul anumitor tranșe care ar putea să vină de la Fondul Monetar Internațional în anul curent. Referitor pentru anul viitor, preconizăm un model bugetar mult mai robust, orientat spre dezvoltare, orientat spre investiții. Referitor la tarife, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, deci ar putea să-și suspende decizia de suspendare a majorării tarifelor? Nu vreau să mă pronunț ce va face Andreu. Este o entitate independentă. Misiunea guvernului este că în dependență de nivelul acestor tarife, să nu uităm că moneda națională s-a depreciat cu aproape 35% dacă luăm care pier luna noiembrie anului trecut. Respectiv, guvernul trebuie să fie gata să acționeze, să ofere anumite compensări ale diferențelor de tarif anumitor categorii de beneficiari. La moment, în vizorul nostru, sunt circa 127.000 de familii care trebuie să primească aceste compensații de tarif și sunt rezervați bani pentru această perspectivă. În cazul dacă tarifele vor fi mari. Dar să luăm în calcul situația că gaz natural Fenosa, sau cum se numește această companie, pretinde că din cauza neajustării la timp a tarifelor s-a acumulat o diferență de tarif negativă de 2 miliarde de lei. 2 miliarde pe care ei trebuiau să le încaseze și nu le-au încasat. Și în baza acestor calcule ei au acționat Republica Moldova arbitrajul internațional de pe lângă Banca Mondială. E un factor important. Și eu cred că aceste argumente trebuie să le cunoască și cetățenii și să înțeleagă că odată ce avem energie scumpă din import, cât nu avem producere proprie de energie, cât nu avem interconexiuni cu alte piețe, problema energetică va persista și gradul de sărăcie energetică va fi unul destul de înalt. Referitor la șefia Băncii Naționale, doamna Maia Sandu, fostă dumneavoastră colegă, ar fi un bun guvernator, pentru că s-a speculat și numele ei. După mine, incontestabil, da. Dânsa are experiență de, chiar dacă n-a activat în sectorul bancar al Republicii Moldova, dar este un redutabil economist care a lucrat inclusiv și la oficiul Băncii Mondiale din Chișinău, dar înțeleg că ultima perioadă cât a fost la Washington a lucrat într-o poziție destul de înaltă la Fondul Monetar Internațional. De ce? Eu cred că dânsa cunoaște foarte bine toate
elementele de gestiune financiară, sistem bancar, control, supraveghere, politici monetare, tot ce trebuie să cunoască un guvernator. Eu nu știu dacă ea vrea să fie guvernator, dar cel puțin ea a zis azi la emisiunea doamnei Morari. N-am privit-o, n-am reușit. Că vrea să ar candida la șefia statului dacă președintele ar fi ales de către popor. Compania Kroll. E bine, dacă dânsa se va implica în politică, eu cred că este o bună achiziție pentru clasa politică moldovenească ca să poată face o carieră politică bună. Dar cum se întâmplă la voi la Peredemec? Cei care nu obțin funcția pleacă din partid. Iată domnul Leancă, iată doamna Maia Sandu. Iarăși? Începeți. De ce începeți? Adică sau continuați, pardon, cu aceste încercări de a provoca la scandaluri. Eu nu sunt orientat spre scandaluri. Doamna Maia Sandu este și până în prezent o bună colegă. Eu nu o consider plecată din partid sau din echipă sau din dânsa formal. Știu că n-a avut o cerere de intrare în partid, dar a declarat că face parte din echipă și eu mă bucur. Și dânsa a declarat că nu mai face parte din această echipă. Eu n-am remarcat o asemenea declarație publică, dar poate dacă a făcut-o și mi-a scăpat, să mă scuze. Eu am o atitudine plină de respect față de doamna Maia Sandu. Domn premier, noi încheiem exact la 11 sau mai stăm pentru că la 11 exact. La 11 nu luăm exact. Publicitate. Bine, e zi de muncă. Așa. Atunci mai am câteva întrebări și răspundem practic prin da sau nu. Azi a început Kroll să lucreze, de azi. Da. Sunt anonim, spuneți-mi dau seama, dacă e confidențială. Da. Așa. Dar măcar cum vine? Din banii care îi aduc, își iau bani? Sau... Eu, după ce permis de spus? Prima ofertă care a fost formulată de către această companie, care a fost discutată la Comitetul pentru Stabilitate Financiară, era, după mine, dezechilibrată. Noi am discutat la comitet și am delegat negociatorilor competența ca să propună o formulă ca grosul remunerării pentru recuperare. Fiindcă pentru investigare suma este fixă, ea e avantajoasă pentru Republica Moldova, iar pentru recuperarea activelor, grosul remunerării pentru companie să o primească din banii care vor veni mai spre sfârșit. Nu din cei care vor fi mai ușor de dobândit. În condițiile date, eu sunt destul de satisfăcut să constat că ei au acceptat această formulă. Adică, la moment, noi avem un contract avantajos cu compania Kroll, care sper să fie pus în practică cât mai repede. A fost semnat, okay. A demarat procedura, slavă Domnului, urmează după primele, dacă nu mă înșel eu, 16 săptămâni de investigare să fie prezentat un prim rezumat. Poate și greșesc, nu știu exact termenele pentru primul raport, dar îmi doresc ca toți cei care au fost implicați în această schemă de fraudare, devalizare, furt, numiți-o cum doriți, dar oricum e fără precedent, e strigătoare la cer și trebuie neapărat investigată și sancționați cu toată severitatea cei care și-au permis să fure din patrimoniul național. Alianța a decis clar că aeroportul va reveni statului? În programul de guvernare scrie că guvernul va evalua circumstanțele în care a fost concesionat aeroportul și dacă există premize pentru readucerea acestuia în gestiunea statului. Noi am demarat acest proces, a fost creată o comisie, această comisie a prezentat un raport pe data de 2 octombrie, trebuia să fie la 25 septembrie, l-a prezentat pe 2 octombrie, un raport voluminos, un raport care lasă mai multe semne de întrebare, care încă urmează a fi precizate suplimentar. De aceea, eu personal nu sunt obsedat de ideea că cineva a comis o fără de lege. Personal îmi doresc ca să fie protejate interesele Republicii Moldova. Îmi doresc ca cel care și-a asumat niște angajamente să și le onoreze și dacă nu și le-a onorat, atunci să suporte consecințele. De aceea voi urma întocmai concluziile finale ale comisiei care va continua să activeze. Astăzi dimineață am semnat câteva dispoziții suplimentare.
referitor la acest subiect, pentru a preciza o serie de detalii care sunt necesare acestei comisii. Eu sper să obținem răspuns cât mai repede și să putem lua o decizie. Nu e vorba de o decizie politică, subliniez încă o dată. E vorba de o decizie care să nu prejudicieze interesele Republicii Moldova. Fie în cazul în care se inițiază rezilierea, să estimăm dacă vom plăti sau nu vom plăti despăgubiri sau sancțiuni, fie în cazul dacă nu se reziliază, să înțelegem că nu există motive. Să vedem. Dumneavoastră sperați să vă duceți mandatul până la bun sfârșit? Eu voi face datoria. Pentru că unii consideră că zilele dumneavoastră sunt numărate în funcție de prim-ministru, mă rog, pentru ca eu nu să cred mulțumesc că, mulțimea, nu cred că au fost prea mulți. Nu cred că au fost prea mulți prim-ministri în istoria Republicii Moldova care... Doar Vasile Tarle. Din prima... Nu, e adevărat. Mă refer la alt aspect. A. În primele săptămâni de mandat să aibă proteste, greve, apeluri la demisie sub ferestrele guvernului. În cazul meu, fiind ghidat de un sentiment al datoriei, în primul rând. Datoriei față de cetățeni, spiritul de executare sau de îndeplinire a jurământului care l-am depus, îmi voi face această datorie atât cât voi fi în funcție, indiferent de faptul cât va dura. Voi utiliza fiecare zi și fiecare oră cât mă voi afla în oficiul primului ministru pentru a-mi servi cetățenii și țara și poporul, adică așa cum se cuvine să o fac. Lista aia care a vrut-o împreză, eu îmi cer scuze, eu n-am reușit să mă informez, a fost întrebare pe ultima sută de metri, mi-a venit în cap. Lista aia cu ambasadorii care urmează să fie numiți, ea este veridică? Iată, de exemplu, domnul Bragiș la Moscova, domnul Bumacov în Japonia, domnul Țulea în Ungaria. Păi au trecut prin Comisia Politică Externă. Comisia Politică Externă dă aviz prealabil propunerilor care vin din partea guvernului. Ea e publică. Da, asta tot a fost partajat între partide. De exemplu, Partidul Liberal deleagă acolo 4 ambasadori. Domnul Bragiș, de exemplu, la Moscova, cine a decis? PLD-ul sau PD-ul? Sau PL-ul? Este o decizie comună. Guvernului s-a luat în calcul și eventualele relații curente și viitoare pe care le are Republica Moldova cu Federația Rusă. Și s-a găsit de cuvință că este o candidatură potrivită. În calitatea mea de prim-ministru, mai efectuați și vizite și în teritoriu, în afară de peste... Mai puțin decât mi-aș dori. Din cineva va întreba azi, m-a rugat să vă întreb, de ce nu mergeți la Bălți și Orhei? Să vă spun, am primit o invitație de la Bălți pentru sărbătorirea unui jubileu a Universității Aleco Ruso. Eu am pus pe această invitație o rezoluție. Doresc să merg inclusiv să mă întâlnesc cu Consiliul din cadrul primăriei Bălți, cu Consiliul Local. Admit că probabil nu s-a încadrat în agenda mea de activitate, dar îmi rămâne ca un obiectiv. Vreau să merg și la Bălți, și la Orhei, și în toată țara și să comunic cu toți cetățenii noștri. Eu am acordat o atenție prioritară Găgăuziei în primele săptămâni de mandat. Am mai fost la nord în câteva raioane. Acum, din săptămână în săptămână, îmi tot amân o vizită comună în raioanele Cahul și Taraclia, din motivele agendei, care este supraaglomerate, din păcate. Domnul prim-ministru, eu vă mulțumesc foarte frumos că ați venit la emisiune. Eu vă doresc din toată inima succes ca să rezolvați toate problemele țării. Deci, succesele mele nu o să vă ajute, pentru că aveți nevoie mult, mult mai mult. De acord. Și să aveți o seară calmă. Scurtă, dar calmă. Că am mai rămas puțin până la miezul nopții. Așa. Doamnelor și domnilor, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea 4. Să trăiți frumos și bine, oricât de multe sau puține, va reuși premierul Strălez să realizeze din ceea ce a promis. Eu sper multe.